Salut, salut toată lumea și bine ați venit la un nou episod. Suntem acum tot pe 5, pe Regen, pe de fapt, nu suntem pe 5M, suntem pe serverul Eclipse, după cum vedeți sus în dreapta. Și vă aștept și pe voi pe server, după cum știți foarte bine că am jucat și odată, ne-am dat și cu părerea despre server, mi-a plăcut foarte mult. Acum am ales să fac episodul pe serverul ăsta pentru că, din câte am înțeles, dacă ești nou pe server, o să las în descriere Discord-ul lor. Sper să nu uit. Și mă la poliția. Și hai să vedem ce rol pe fac. Bine, du-te. Hai că e chiar primul episod, clar, pe random. Bună ziua, vă rog să închideți motorul, vă rog. Bună ziua. Așa. Cadet Hortu Mihai din IPJ Los Santos. Da. Tot ar Alex mă numesc. Îmi prezentați Stai că nu știu să le dau. permisul și buletinul, rog. Păi, pochea așa sau? Stai că încă mai am pe tău, Așa. dacă mă înțelegi. N-ați prins legitimația? Ba da, numai că așa. Acum ai văzut, nu tătăr Alex. Da, uitați și n-am. Și poftim. Așa. M-am căcat pe mine, ce bun. Alex a spus da? Da, tata Alex. Domnul Alex, știți de ce v-am oprit? Spuneți dumneavoastră. Ați mers cu 90 la oră într-o zonă de 70. Chiar n-am observat cu hotărâre asta, scuze. Deci chiar n-am observat că a prins chiar atâta, din ținând cont că patinează spatele în prostie, am făcut ea la service efectiv și tot la fel. N-am ce să fac. Chiar îmi pare rău. Așa. Câte luni aveți în oraș, domnul Alex? Cred că două. Bun. O să vă Dacă las știu să și momentan văd. numai cu un avertisment. Și dacă vă mai prindem de repetate ori că încălcați legea, se va aplica o sancțiune. Nu se va mai întâmpla, vă promit. Numai n-am băgat de seamă, ținând cont că hârba asta se duce mai repede decât din pedala. Mă scuzați pe mine. Ok, domnul Alex. V-am spus să lăsăm cu avertismentul. Mulțumesc frumos. Bun, sunteți liberi. O La seară bună. revedere, mersi la fel. Stai că roșu. Na, și m-am căcat pe mine un pic, am crezut că mă bag la buleu, dar în fine, nici n-am văzut mă că se duce cu 90 la oră să-mi treacă una. Și bă, dar rău ca alunecă. Și vă aștept și pe voi pe server, din câte am înțeles, mama a primit și pediu. Bă, dacă eu trecut pe roșu, cam ce aș putea, nu? Taxă de 36 de dolari, puteți aplicați în medici. Puteți aplicați în poliție, mergeți și citiți regulamentul și cam ar trebui să mă duc până aici în dreapta ca să-mi caut un magazin. Bine, cred că e oricum simplu pe mapă, dar na, în fine. Hai că parcă mai aici pe locul nostru. Atât îmi vine să apăs altceva, vezi? GPS, magazine, cel mai aproape, mă. Mă, de asta. Nu. No. Hai să mergem rapid pe la magazin să ne cumpărăm. Bă, economia, din câte am înțeles, e foarte hard. Și acum tot pe aici o să se învârtă. Și primiți undeva la 5.000 de dolari. Bine, puteți să faceți multe joburi de început. Dacă el a trecut pe roșu și noi ne permitem să trecem pe roșu. Și ce vreau să zic, atât adică nu are sirenele pornite, cam da. Bă, nu sunt așa de mulți playeri. Acum vedeți probabil și ora și totul, da, putem să populăm serverul foarte mult.
Eu o să continui să mă joc în continuare aici. O să mă joc pe amândouă serverele. Adică o să mă joc și pe House, o să mă joc și aici. Și... Na, dacă oricum nu mai facem episoade și live-uri și așa mai departe, vă dați seama că cam atâta tot, adică na. Ca idee l-am văzut pe pomul meu, dar da, în fine. Nu știu dacă chiar mă poate jefui la ora asta. Deci vă dați seama că nu prea am citit regulamentul, dar în fine. Ia-l-ai. Da, mă, dar... Cum pot să închid mașina? Slash n între cum cod, ce să cod? Nu, no, în fine. Eu, da, mă, stai, am uitat din G. Dacă de-aia apare aici. Bun, perfect, hai să mergem să vedem cum e meniul aici. Banii n-am tare mulți bani, adică, na. 3. Să vedem ceva mai... Bă, nu-ți dă cine știe ce, da? Ne. Înțelegi tu? Bun, acum ar trebui să le pun așa că... Na, până la urmă... cam asta e. Nu prea avem alte chestii de făcut. Și... Ce să fac eu, mă, să vă prezint vouă... Mamă, dar hop că e ciudat. Bă, da, ce e important aici, să merg să vă las telefonul de pe L, dacă nu vă apare cursorul, aici aveți toate comenzile, apăsați T și faceți treaba asta. Ia, uite, gen, eu am retras banii, că era pe undeva la 4.000, știi? Și puteți să faceți mai multe chestii. Apropo, mare atenție, cu vehiculul. După ce v-ați cumpărat un vehicul, trebuie să mergeți la... stai, nu e aici. Depozit, nu. Joburi, mă rog, aici poți să vedeți la joburi, dar mai multe, foarte multe ce aveți nevoie, informații sau așa mai departe, le găsiți pe website. Vezi că vă apare treaba asta, dar noi o să posăm acum pe P și locurile astea de parcare. După ce v-ați cumpărat mașina, mergeți aici pe locurile de parcare și căutați dacă aveți un loc liber unde să vă lăsați mașina. De unde v-ați lăsat mașina, de acolo vă și luați. Eu am prins aici loc liber, că pe aici în spate la frica centrală nu era. Și informațiile pe care vi le-aș putea da încă în continuare ar fi în felul următor. Dacă n-ai fost atent pe live, ai văzut cheile alea? Uite-te ce scrie. Sau apăsa P și faci... Știi? Desăgeți și te cam tot uiți, adică... Bine, nu faci meta în prostie. Că, na. Deocamdată majoritatea playerilor sunt la joburi. Toate informațiile despre jobul, la câte ore vreți să... Na. Să faci sau în alta... Cam... Le găsiți toate pe website, adică... Și Discord-ul, o să pun și website-ul, o să pun și Discord-ul în descriere, sau poate numai Discord-uri, că mai mult ca sigur se va... O să fie mai multe. Și pe enjoy! N-am ce să zic altceva. Chiar vă aștept pe server, vă aștept să ne jucăm împreună. Chiar sunt curios de... Acum am avut chiar emoții. Că... Da. Dar am văzut că... Câți kilometri am. Deci... Am avut o pică emoție pentru că am crezut că na, fiind și nou, zic, bă, dacă mi-a permis tot ce trebuie să fac de aici încolo, știi? Pentru mine, cum am mai zis și pe la comunitatea de raid e nouă. Acum am jucat un pic și eu un rol pe serverul celălalt, dar comenzile și celelalte chestii sunt un pic cam ciudate. Că n-am mai jucat pe genul ăsta de modurile astea, știi? De sisteme, de fapt. Ca să nu spune modul și na, vă dați seama că e un pic cam ok ce fac acum, știi? Și na, da, nu e nicio problemă, putem să facem un ticket, cred că slash report, da, slash report și cam atât de tot, așa că nu mai ținem episodul,
Vă las pentru că na, nu mai merită. Și spor la joacă. Spor la farmat. Stai că merg înapoi ca să vă arăt cum se parchează mașina. Ați văzut cum am și luat-o, nu? Tot din telefon, dar merge până acolo, nu ne mai... Lol, am văzut acolo deschis. Vă spui plin de iconițe, din câte observ. Dai super bine, de ce? Pentru că pe acele conițe îți oferă mai multe șanse de a vedea unde este o parcare, uite cum e aici, un exemplu, cum sunt mai multe. Dacă întâmpină o problemă, poți să faci un ticket la admin sau whatever. Ai făcut un report acolo la voi pe Discord cu filmare și cam asta e. Și apropo, dacă ai un calculator un pic mai ciudat, na, știi? Cam aici nu vreau să ai așa de multe probleme. Bun, am ieșit de aici. Hai să scoatem. Bine, nu te pe care o pot să lăsa sau nu. Am venit aici, de spawn, să find car. Vezi, aici sunt toate detaliile. 2 zile. Da, cam atât tot. Bine, numai bani de mașină am avut, că uite, aici mai și altele. Sau de la joburi, deci... E diferit. E, da, mă rog, cu alte sisteme, băieți încă mai lucrează la el. Că... Da, vrea să fie cât mai realistic, ca... Știi, ca toată lumea. Și foarte bine fac pentru că eu multe sisteme de genul cum n-am jucat, pentru mine tot e nou, știi? Bun, v-am pupat, nu uitați de butonul de like și subscribe, ia vezi aici, de asta zic. Mai este un loc, deci dacă 2, 3, ui, deci aici aveți chiar multe locuri unde v-am arătat pe episod, așa că mult succes, ne auzim pe data viitoare și v-am pupat, pa, pa!